Povestitorul Andersen. Omul de zăpadă. Da, începe să se facă foarte frig. Dar când vine frigul adevărat, poate fi cu adevărat magic. Dă-mi voie să-l iau eu. Așa. Nu acolo, bine, dincolo. Oh. Na? Cel mai important lucru. Oh, de ce e cel mai important lucru? Ca să poată face asta. Mă faci să mă simt tulburată. Îmi acorzi acest dans? Sigur că da. Amorezi, ia uită-te la ei. Mereu merg împreună, se țin de lăbuțe, sunt îndrăgostiți. Te face să latri. Dar sunt frumoși. Sunt atât de fericiți. Te rog să vedem cât de fericiți ar fi dacă ar fi înghesuiți în aceeași cușcă și dacă ar trebui să bea apă din același vas. Treci înapoi în cușca ta. Dacă își imaginează că mă poate păcăli să împart vasul cu ea, înseamnă că latră unde nu trebuie. Amorezii spuneau că sunt tulburați. Ce înseamnă tulburați? E atunci când ți-e cald și frig în același timp. Oh, dar ce înseamnă cald și frig? Frig e, tu ești frigul. Iar cald e, mă rog, vei afla tu când va da soarele peste tine. Știi multe, nu-i așa? Da, eu știu totul. Am umblat mult. Serios? Pe unde ai umblat? Știi tu, prin păduri și pe câmpii. Și cândva locuiam în casă, dar m-au alungat pentru că am mușcat-o pe stăpână. La ce se așteptau? Doar sunt un câine și ei spuneau mereu că are picioare de vită. Ce înseamnă casă? Aia e casă. E ca o cușcă, dar are sobă. A, soba. Mereu e plină cu jar iarna și vara și poți să te întinzi în fața ei și miroase foarte frumos. Sună foarte bine. Se vede de aici, pe fereastră. Da? Nimic nu e mai plăcut decât să te întinzi în fața sobei. E foarte frumoasă. Hă? Câtă frumusețe, ce aură, e radiantă. Trebuie să fiu cu ea, dar sunt înghețat aici și nu pot să plec. E foarte bine. Știi ce se poate întâmpla dacă un om de zăpadă atinge o sobă? Cred că se... Exact. Tulbură. Ce? Nu! Da, cald și frig în același timp. Se tulbură în tocmai ca și amorezii. Nu-mi vine să cred! Dar așa era. Omul de zăpadă se îndrăgostise lulea de sobă.
Încetează, nu mai pot. Nu pot să nu o iubesc. Mă face să mă simt... nu m-am simțit niciodată așa. Te-ai născut abia azi după amiază. Am să stau treaz toată noaptea ca să-i văd frumusețea. Jalnic. Mă duc la culcare. Cu bine. Oh. Ești aici, nu-mi vine să cred. Îmi acorzi acest dans? Sigur. Mă simt tulburată. Și eu. Încă o zi, încă o gheață în vasul meu. Vezi-ți de drum, haide! Cred că m-a țipit. Nici nu mă mir după o noapte de dans neîntrerupt. De dans? Da, azi noaptea a venit iubita mea Soba și am dansat ore în șir. Și eu care credeam că nu e nimic mai caragios. E o dansatoare minunată. Băiete, a fost un vis, ce-ai imaginat? Ba nu, am fost tulburat și ea la fel. Și acum sunt tulburat, iar ea, a dispărut. Sigur că a dispărut. Doar te-ai trezit? Nu, nu e în casă. A dispărut. E gheață. Crede-mă, Soba e tot înăuntru. Dar nu o pot vedea. Și spune-mi, cum să-i admir frumusețea dacă nu o pot vedea? Calmează-te. Se va topi în câteva ore. Abia aștept. Trebuie să o văd. Sunt îndrăgostit de ea. Ba, nu ești. Ba, sunt. Știu că sunt pentru că dacă nu o văd, mă simt groaznic fără ea. Fii serios, termină. O iubesc atât de mult. Bine, te cred. Nu mai plânge, da? Trebuie să o văd. Bine, bine. Am să ling eu fereastra. Dar oprește-te din plâns. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Uite, câinele și-a lipit limba de sticlă înghețată. Mă duc după apă caldă. Bietul de tine, nicio grijă, te salvăm noi. Ești mulțumit? Mulțumesc, mulțumesc. Ești un prieten bun. Eu și Soba nu te vom uita niciodată pentru asta. Uite, acum o pot vedea. E frumoasă, cum a fost și aseară. Sunt incredibil de fericit și mă simt iar tulburat. Chiar te simți atât de fericit doar dacă te uiți la ea? Nu doar faptul că mă uit la ea mă face fericit, deși sunt foarte fericit. Faptul că sunt îndrăgostit de ea mă face cea mai fericită făptură din lume. Ești foarte fericit. Și astfel, omul de zăpadă își petrecea zilele privind Soba, iar nopțile dansând cu ea. Asta până când vremea se schimbă brusc. Ah,
Încă o zi, încă o gheață topită. A venit dezghețul. Omul de zăpadă. Bună dimineața. Neața, cum te simți? Minunat. Aseară soba a fost atât de frumoasă încât sunt mai tulburat ca niciodată. Nu cred că din cauza asta ești tulburat. Ba da! În fiecare seară sunt tot mai îndrăgostit. Azi mă simt de parcă aș putea pluti la nesfârșit. Ești trist, cuțule? Bietul meu, prieten, ce este? Nimic. Adică... nimic. Sunt atât de fericit încât aș vrea să împărtășesc totul cu tine. Mă bucur că ești fericit. Mi se pare foarte ciudat cum s-a stins focul din sobă fără niciun motiv. Noroc că s-a mai încălzit vremea. Da, dar uite, omul de zăpadă a dispărut. Poftim agrafa. Și fularul tău. Dar ce e chestia asta? E lopățica pentru curățat soba. Așa se explică. Omul de zăpadă a fost construit pe lopățică. Nu înțeleg cum a ajuns aici. Sunt sigur că aseară era pe sobă. E un mister. Nu este. E adevărat. Chiar că e ciudat. Nu pot să-mi explic cum s-a întâmplat. Tu poți? Nu, totul pare misterios. Văd că a dispărut prietenul tău. Da. Ce trist. El nu era trist, era fericit. Era... Hei, oare nu ai vrea să ieșim la un os undeva? Știi, așa, fără obligații. Mi-ar plăcea. Super! Știu, e doar prima noastră întâlnire, dar diseară e lună plină și poate ai chef de urlat puțin. Știu unde găsim locuri foarte bune. Câinele a aflat de la prietenul său că, indiferent cât de scurt ar fi, viața fără dragoste nu e viață. Greierele. A fost odată un greiere căruia îi plăcea să vorbească despre sine în cântecele lui. Nu poți uita zilele din armată. Disciplină, instrucție, prieteni. Da, sigur că da. Am auzit asta de 500 de ori. Da, ce vremuri bune. Am fost campion la sărituri de 6 ori la rând. Cum să uităm? Sunt convins că și acum ești cel mai bun săritor din pădure. Da. Ba, nu e. Cine a spus asta? Un civil? Eu sar mai sus ca tine oricând. Mă provoci, domnule? Da. Bine, atunci accept. Un concurs? Ce palpitant! Sărituri, a? Și eu sar? Da, tu cine mai ești?
Mi se spune gândacul. Tu nu ești din pădure. De unde ai putea fi? De pe aici. Oh, un străin. Dacă știi să sari, dovedește. Vă înving pe amândoi la sărit. Ei, ce spui de asta, domnule? Accepți provocarea? Dacă accept, sigur. Oh, ia te uită, un concurs în trei. Oh, e foarte palpitant. Concurs de sărituri? Grerele, uricele și gândacul. Gândacul? Oh, ce palpitant! Într-adevăr! Grerele, puricele și un străin? Gândacul, maestate. Oho, un concurs internațional. Trebuie să ofer un premiu. Cel ce sare cel mai sus în regatul meu primește o cupă de rouă, o ploaie de petale. Oh, mâna! Mâna fiicei mele! Maestate, nu cred că... Ai dreptate. O ploaie de petale și mâna fiicei mele. Nu se poate să concureze degeaba viteșii aceștia. Să trimiteți sol peste tot. Celui care sare cel mai sus în regat. Aș fi tare încântat să câștig mâna prințesei. Ești foarte sigur pe tine, greiere. Păi m-am antrenat în armată, dacă nu știai asta. Celui care sare cel mai sus în regat. Sânge regal, ha? Tocmai ce-i trebuie unui campion la sărituri. Sigur că vei câștiga, ești foarte talentat. Da, am să sar în jurul acestor țopăitori. Celui care sare cel mai sus în regat. Oh, e minunat, nu-i așa, gândacule? Oh, nu vorbești prea mult, nu? Cândva vorbeam. Dar ce s-a întâmplat? Nu m-a ascultat nimeni. Dar noi te ascultăm. Asta pentru că acum nu mai vorbesc. Oh? Mâna prințesei pentru căsătorie. Oh. 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 Am auzit că întreaga pădure freamătă din cauza premiului vostru, maestate. Excelent! E cel mai palpitant concurs din totdeauna. Pot să vă întreb, maestate, ce părere are prințesa despre căsătorie? Dar, draga mea, învingătorul va fi cel mai bun săritor din lume. Nu! Am spus nu! Nu! Oh, ești încântată, știu, și eu sunt. Am spus nu! Nu! Nu mă asculți niciodată. Te ascult, serios, haide, ce spui? Am spus nu! Nu mă ascultă nimeni, niciodată! Eu te ascult, fiica mea! Hop, 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 hop! E ziua cea mare! Ce palpitant trebuie să fie! Hop! Cum te simți? Într-o formă excelentă, bătrâne! Oh, oh, e ziua cea mare! Ce palpitant! Hei, trezește-te! Sunt treaz, nu trebuie să mă agit. Câștig și în somn dacă vreau. Oh, e ziua cea mare! Ce palpitant! Cum te simți? Nu ești foarte încrezător. Liniște, liniște, faceți liniște, maestatea sa, regele. Da,
Mulțumesc, mulțumesc. Și acum, permiteți-mi să vă prezint pe cea mai frumoasă zână din pădure, fiica mea, Premiu. Bravo, bravo. Așa e. Să înceapă concursul și să vedem cine sare mai sus în acest regat. La piatra de start, primul concurent e Puricele. Oh, începe concursul. Haide. Maestate. Nu mă lua în seamă. Începe când vrei. Sunt gata oricând. Nu clipiți, altfel pierdeți totul. Un nou record personal, un nou record. A sărit cumva? Maestate. Sigur că am sărit. Tu nu ai văzut? Unde a sărit? Eu sunt arbitru și rege și, păi, în caz că ai sărit, îi acord 3 puncte din 10. 3 din 10 pentru Purice. Nu, nu se poate. Săritura aia a fost de 11 puncte. Oh, animale ignorante și nesăbuite. Următorul concurent la piatra de start, greierele. Omagiile mele, maestatea voastră, rege al pădurii. Eu ce am? Sunt invizibilă? Atunci când ești gata. Domnule, instruirea militară te face să fii mereu gata. Maestatea voastră, îmi pare nespus de rău. Câtă nepolitețe! Foarte palpitant, dar trebuie să te penalizez. 2 puncte pentru greiere. 2 din 10 pentru greiere. Îmi este foarte rușine. Următorul concurent. La piatra de start să vină acum Gândacul. Când ești gata? Cel puțin cineva nu m-a ignorat. Cea mai înaltă poziție din regat e cea ocupată de fiica mea, care e cea mai prețioasă făptură pentru mine. Gândacul a sărit cel mai sus. 10 din 10 pentru Gândac. Gândacul este învingător. Ce? Nu-mi vine să cred una ca asta. De unde ai știut? Sunt un bun ascultător. Un singur lucru ne rămâne de făcut. Să ne ducem în legiunea străină. Ce? Greierele zice că în armată se găsește întotdeauna un loc pentru un săritor. Din fericire, am învățat în armată și să pierd, amice. Iar tu ești cel mai bun cântăreț din pădure, greiere. Da, mi-am antrenat vocea în armată, dacă nu știai asta. Oh.
Știu că povestea e adevărată pentru că am auzit-o în cântecul greierelui. De multe ori auzim ceva interesant dacă ascultăm cu atenție. Privighetoarea. Această poveste s-a întâmplat în China, cu mulți, mulți ani în urmă. Tocmai de aceea merită să o ascultăm înainte de a fi uitată. Palatul împăratului era cel mai frumos din lume. Era clădit în întregime din cel mai scump porțelan. Ca să le observe toată lumea, de florile rare erau atârnați clopoței de argint. Grădina împăratului era atât de mare încât nici măcar grădinarul nu știa până unde se întinde. Micuța noastră prietenă privighetoarea, cântecele ei sunt atât de simple și de vesele, încât până și grădinile împăratului par monotone. Bunicule, spui asta în fiecare seară. Pentru că așa e în fiecare seară. În sfârșit mi-a venit inspirația. Am găsit un poem demn de îndrăgitul împărat al Japoniei. O poezie care spune totul. Împăratul Chinei n-are comoară mai de preț decât cântecul privighetorii. Ei bine, ce crezi? 3 rânduri întregi în mai puțin de 8 ani. Te-ai întrecut pe tine însuți. Învățați din toată lumea scriau cărți despre palatul și minunatele grădini ale împăratului Chinei. Dar privighetoarea era înfățișată mai presus decât toate. Poeții slăveau în versuri cântul ei melancolic. Cărțile s-au răspândit în lumea întreagă. Și în cele din urmă, palatul împăratului Chinei e o minune a lumii. Bine, da, bine. Cartea pe care mi-a trimis-o împăratul Japoniei e încântătoare. Paș! Ah, o poezie. Împăratul Chinei. Nu există în toată lumea comoară mai de preț decât cântecul privighetorii. Privighetoare? Ce privighetoare? Există așa ceva în grădinile mele? Ei, răspundeți-mi. Acum, de nu vă calc în picioare. Această așa zisă privighetoare nu s-a înfățișat niciodată la curtea noastră, maestatea voastră. Totuși, șambelane, împăratul Japoniei spune că am o comoară, iar eu nu știu nimic. Paj! Trântește cartea pentru ca nemulțumirea mea să fie evidentă. Așa. Privighetoarea va cânta pentru mine astă seară. Altminteri, întreaga curte va fi călcată în picioare. Iar mai apoi și voi veți fi călcați în picioare.
A, o pedeapsă foarte mărinimoasă, maestate. Dar nu va fi necesar. Voi căuta privighetoarea aceasta legendară și o voi aduce diseară. Chiar de-ar fi să ne pierdem viața, eu și toți curtenii. O, e zadarnic. Am căutat în tot palatul. Asta e atunci. Îmi căptușesc haina cu lână de iac. Nu, nu, nu. Flanele din păr de yeti. 4 straturi. Doar așa putem scăpa teferi și nevătămați. Și totul datorită unei păsări inexistente născocite de un poet japonez. Cine a auzit de o privighetoare? E ridicol. Absurd. Fără noimă. Scuzați-mă. Am spus, scuzați-mă. N-ai auzit ce a spus șambelanul? A spus... Am auzit, dar pă nu înseamnă nimic, nu-i așa? Nu înseamnă nimic, cum să nu... Tu înseamnă totul. Înseamnă, de exemplu, noi suntem nobilii de la curte. Iar tu ești o biată servitoare. Ca atare, nu voi catadixi să-ți vorbesc. Ia-ți tălpășița, că de nu. Așadar, tu... Cum poftiți? Credeam că vreți să aflați despre privighetoare. Asta-i tot. Cum? Privighetoarea, o cunosc. O ascult în fiecare seară împreună cu bunicul. Micuță slujitoare, vrei să ne duci la privighetoare? Poate. Ați fost nepoliticoși. Până și niște bieți bucătari știu să fie politicoși. Atunci eu... îmi cer scuze. Am avut o zi grea. Ei bine, privighetoarea asta... Mi-au spus tu... În față. Curteni, călcați-vă în picioare ca să arătați că vă pare rău. Cum? Nu, nu, stai! Cu saboții speciali și fără tunici căptușite. Acum! Oh, da, excelența voastră. Au, 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 spatele! Au, rinichiul! Ei bine, micuțo, privighetoarea, te rog, condu-mă, viitorul tău în acest palat este asigurat. Acolo e privighetoarea. Ce voce puternică la o vietate atât de mică. Desigur, știam eu că i-am mai auzit cântecul. Oh, e o vacă zăpăciților. Mai avem de mers. Ah, asta e privighetoarea și ce frumos cântă. Da, sublim. A idoma clinchetului unor clopoței. Nu, astea sunt broaște. Să nu-mi spuneți că voi, nobili curții, nu v-ați mai plimbat niciodată. Până și eu am știut asta. Păi da, și eu. Am spus privighetoare? Voiam să spun broaște, desigur. Acolo e, ascultați, sus! Cum? Pasărea cenușie? E de-a dreptul banală! N-ar trebui să judeci după înfățișare. Privighetoare, scuză-mă că te deranjez, dar împăratul vrea să-i cânți. Vai, n-am auzit niciodată așa ceva. Bravo, ura, bravo, privighetoare! Privighetoare, dragă! Împăratul va fi fermecat de cântul tău. Te rog, vino diseară la curte să-i cânți împăratului.
E cel mai frumos cântec pe care l-am auzit vreodată, privighetoareo. Drept răsplată, îți dăruiesc un condur de aur pe care îl vei purta la gât. O, nu, mulțumesc! Am văzut lacrimi în ochii împăratului și asta e cea mai mare răsplată. Privighetoarea a avut un succes formidabil. Toate doamnele de la curte au încercat să o imite, cântând în timp ce făceau gargară. Și dacă se întâlneau doi curteni? Privi! Ghetoare! Deși e preferata împăratului, nu pare prea fericită, nu-i așa? Poate e dor de casă. Păi, nu e foarte amuzant să iasă afară doar de două ori pe zi. Iar panglicile o împiedică să zboare. Orice ar fi, draga mea, colivia de aur tot colivie rămâne. Cântecul ei e mai frumos în pădure, așa cum florile sunt mai frumoase fără clopoței. Încă un dar din partea împăratului Japoniei, excelența voastră. Oh! Aici scrie: privighetoarea împăratului Japoniei este ștearsă față de cea împăratului Chinei. Oh, n-aș zice. Priviți toate safirele și rubinele astea. Minunat! Cântă unul din cântecele privighetorii mele. Pune-le să cânte împreună. Va fi un duet perfect, încântător. Abia le poți deosebi, doar că noua mea privighetoare nu e deloc cenușie. E un cântec vrednic de un împărat. Pune-o să cânte singură de data asta. Încă o dată, încă o dată, pune-o să cânte. Fermecător, nu obosește deloc. Într-adevăr, excelență, în plus cântă aceeași melodie, așa că știm ce urmează. Da, cealaltă doar inventează pe parcurs. Într-adevăr, excelență. Nu cred că poate fi atât de disciplinată. Ei bine, unde e? Vai, îmi cer scuze, maestate, dar a plecat. A plecat? Unde? S-a întors în pădure, cred. Pasăre ingrată. Da, da, pasăre ingrată. Auzi, ce tupeu. N-aveți motiv de supărare, maestate. Privighetoarea nouă e mult mai bună, nu-i așa? Nu numai că arată mai bine în exterior,
dar și în interior. Privind aici, putem admira cu câtă ingeniozitate a copiat omul natura. Nu! A îmbunătățit-o, a făcut-o să se poarte după placul nostru. Pasărea îți va cânta oricând dorești și nu-ți va fi nici când nerecunoscătoare. Mai mult, spre deosebire de cea naturală, funcționarea ei nu ascunde niciun mister. Ai dreptate. Privighetoarea nouă e cea mai bună. Într-adevăr. Bravo! Exact cum credeam. A fost cât pe ce. Duminica viitoare o poți prezenta curții, iar cea veche să fie izgonită definitiv din regatul meu. Înțelepciunea excelenței voastre este nemărginită. Ce-ar fi să te întorci la bucătărie? Eu? Dar ce-am făcut? Împăratul și curtea și-au arătat astfel nerecunoștința. Înțelegi acum, bunicule? Da, copilul. Cântă foarte frumos și seamănă mult cu cea adevărată, dar lipsește ceva. Astfel, privighetoarea aurie a fost numită cântăreața iatacului imperial. Până când, un an mai târziu... Privighetoarea mea, ce e cu ea? Eu habar n-am, excelența voastră. Dar tu ai scris atâtea cărți despre ea. Da, dar am explicat doar de ce privighetorile plăsmuite cântă mai adevărat și nu cum funcționează. Îi convoc îndată pe medicii curții. Poate și pe ceasornicarul palatului? Vestea rea e că s-a uzat și că ar fi bine să cânte doar o dată pe an, domnule. Iar vestea bună? Poate niște bucățele lucioase? Au trecut 5 ani. O mare mâhnire a cuprins întreaga împărăție. Lipsit de alintarea privighetorii aurii, dragul nostru împărat s-a îmbolnăvit grav și își va da fără îndoială ultima suflare. Păcat! Cu câteva mici excepții, era cum se cade. De-ar mai rezista încă puțin. Se spune că succesorul lui are doar 7 ani. Ceea ce înseamnă că ne așteaptă vremuri interesante. Și totul datorită unei jucării defecte. Mă întreb... tale bune și pe cele mai puțin bune, spitalele clădite pentru săraci și oasele rupte când se călcau în picioare, din porunca ta. Nu, cântă, privighetoare aurie, cântă pentru darurile cu care te-am copleșit, cântă, pasăre ingrată, cântă! Timpul să-ți amintești faptele tale bune și pe cele mai puțin bune. Păi, de unde era să știu că se vor călca în picioare? Eu n-am vorbit serios, am glumit doar. Unii oameni nu au simțul umorului. Să plecăm, copilul.
Nu vrea să audă și nu-mi învinovățesc. Încă puțin, bunicule, te rog. Privighetoare-o, privighetoare-o, împăratul are nevoie să-i cânți. Toți avem nevoie. Vorbești prea mult, nu-i așa? Ce-ar fi să jucăm șah ca să treacă timpul mai repede? Oh, ce mai aștepți? Sfârșește odată și ia-mă cu tine cât mai curând. Nu zici nimic? Privighetoare-o, ești chiar tu? Oh, mulțumesc! Mulțumesc! Oh, oh, oh! Oh, oh, ah! Te-aș putea răsplăti. M-ai răsplătit deja înălțimea ta, prin lacrimile pe care le-ai vărsat când ți-am cântat prima dată. Sunt ca niște juvaiere care îmi înveselesc inima. Rămâi cu mine, privighetoare-o. Am să zdrobesc în mii de bucăți acea pasăre mecanică. Nu face asta. Și-a dat silința, așa că ai grijă de ea. În plus, nu-mi place să trăiesc într-o colivie. Dacă nu zbor în libertate, cântecul meu își pierde veselia. Nu te îngrijora, am să-ți cânt ori de câte ori voi putea. Am să-ți cânt despre viața oamenilor dincolo de palatul și grădinile tale frumoase, despre pescar și despre fata de la bucătărie. Am să-ți cânt despre toate faptele bune făcute în numele tău și despre pedepse. Dar promite-mi un singur lucru. Orice! Nu spune nimănui că ai o privighetoare care îți destăinuie totul. Va fi mai bine așa. Pregătiți-vă pentru ce e mai rău. L-am auzit pe împărat vorbind singur în toiul nopții. Medicii spun că e un semn sigur că s-a terminat. Nu fi așa sigur. Am auzit privighetoarea cântând. Bună dimineața! E o zi minunată, nu-i așa? Tu de ce nu ești surprinsă să mă vezi? Mi-a spus o păsărică? Chiar așa? Ce coincidență! Într-o zi îmi vei arăta unde locuiește, da? Știi ceva? N-am mai fost la o plimbare de alte zile! Să știți, e o poveste adevărată. Sticluța. Lucruri obișnuite pe care nici nu le observăm pot juca un rol important în viața noastră. Chiar și paharul din care o pasăre bea apă, făcut din gâtul unei sticle vechi sparte. Ah, da, da, pasăre, cântă un tril frumos. Dar ce motiv am eu să fiu fericită? Pentru că la viața mea am zburat sus doar ca să dau de vremuri grele,
și să fiu spartă. Haide, haide, frumoasa mea. Îți place noul tău pahar, nu-i așa? Nu am fost tot timpul obiată sticla spartă, să știi. Era mult mai utilă. Am fost creată cu ajutorul focului, aerului și a nisipului lichid. Bună, eu sunt o sticlă de bere. Mă bucur să vă cunosc. Salut. Iar eu una de lapte. Bravo ție. Eu sunt sticla de tuse. Încântată. Ai o formă ciudată. Ce fel de sticlă ești tu, hă? Nu știu încă, dar muncitorii au spus să fii atenți cu mine, pentru că eu sunt destinată pentru o ladă specială. Nu mai stai. Uită-te la ea. Să o împingem de pe raft. Nu va mai fi specială, nu-i așa? Vă rog, îmi cer scuze. Sigur, nu-și va mai da aere. Prea târziu. Era cât pe ce. Te pun într-un loc mai sigur, ca nu cumva să pățești ceva. I-am făcut-o. Dar nu înțeleg, de ce nu le place de mine? Ce e rău în a fi pus într-o cutie specială? Și astfel, sticla a fost pregătită pentru a ajunge în pivnițele de vin. Bună ziua tuturor! Ce mai faci? E o zi foarte frumoasă, nu? Sticlele astea sunt pe gustul meu! Da, înțeleg! E șampanie! Ce senzație plăcută și spumoasă! Cred că în curând vom ajunge în pivnița unui nobil! Sau de ce nu? Poate chiar în crama regală! Da, e splendid! Ce noroc pe noi! Vedeți cum strălucește soarele prin noi, făcând bulele să lucească precum bijuteriile. În cele din urmă, sticlele au ajuns într-un magazin de vinuri. Da, cred că ne va plăcea aici. Fiți atente, a venit deja un client. Da. Și vrea să mai ia. O sticlă excelentă. Un vin excelent, îl iau. Rămâneți cu bine. Cu bine. Adio, mult noroc. Ei, bine, nu e grozav să fii în sfârșit apreciată? Poate și eu voi fi vândută unui conte. Cine știe, poate chiar regelui. Bună ziua, Heinrich. Ce mai faci, dragul meu? Bine, mersi, Carl. Spune-mi, cu ce te pot ajuta? Păi, știu că ar trebui să țin totul secret. Draga mea fiică Elsa se logodește mâine cu prietenul ei. Deci aș dori să-mi dai cea mai bună sticlă de șampanie pe care o ai. E minunat, de noi e vorba. Dar e comerciant, nu glumă. Felicitări pentru fericitul cuplu. Dar spune-mi, ești sigur? Nu uita că cea mai bună șampanie e foarte, foarte scumpă. Da, suntem mai scumpe decât și-ar putea el permite. Da, nu pare să aibă sânge albastru în el. Uite-l că vine. Știți ce aveți de făcut. Mă cunoști, Heinrich? Nimic nu-i prea bun pentru Elsa. Chiar dacă uneori trebuie să mai strâng cureaua, știi tu. E ciudat. Știi ceva, Carl? Ai fost tot timpul un client bun. Nu, e altă sticlă. Ăsta e un vin foarte rafinat. Dar m-am gândit, ție să-ți fac o reducere. Nu, o vinde ieftin și încă unei persoane obișnuite. Mersi, Heinrich, îți rămân dator. Elsa e o fată grozavă. Vă doresc o zi minunată.
E foarte înjositor. Celelalte sticle mi-au spus că are o casă mult mai urâtă. Decorul e chiar frumos. Într-un fel provincial, desigur. Oh, și Elsa pare o fată drăguță, chiar dacă nu e prințesă de viță. Oh, ce se întâmplă? Hei, hei, e întuneric aici! Oh, în sfârșit! A fost groaznic să stau închis în coșul ăla. Ah, deci așa stă treaba. Elsa chiar îi place de ofițerul ăsta. Cred că și lui îi place de ea. Oh. Ce se întâmplă? Oare ce fac acolo? Oh, Doamne! Vine înapoi! Doar nu s-o fi întâmplat să-i ceară mâna. Mamă! Tată! Am o veste bună! Jonathan m-a cerut de soție. O nuntă? E minunat! Oh, sunt ce emoționată, mamă! Sunt foarte emoționată! Așa un băiat bun! De ce plânge toată lumea? Dragă Elsa, suntem atât de fericiți! Eu am o surpriză! Uitați-vă ce am aici! Deci pentru asta am fost făcută! Să-i ajut pe oameni să sărbătorească o nuntă! Îți dorești o zi fericită, să nu uitați clipa! Da! Uitați-vă! Nu mai pot de fericire! Celelalte sticle au înțeles greșit! Felicitări! Ura! Pentru Elsa și Jonathan, toată fericirea din lume! Viață lungă și fericire! Oh, ce drăguț! Oh, nu! Acum plâng și eu! Deci așa se întâmplă când ești prea fericit! Aha! Deci spuneți-mi, când e fericită zi? La primăvară, când mă întorc din călătorie. Dar vaporul e rapid, poate și mai devreme. E ciudat! Dintr-o dată mă simt goală. S-a făcut cam frig să mergem acasă. Haide, Jonathan, doar cunoști tradiția. Cu cât o arunci mai sus, cu atât ai mai mult noroc. Tradiție? Ce tradiție? Hei, nu mi-a spus nimeni de asta. Nu, stați! Nu vreți să mă țineți amicire! N-am văzut creanga aia. N-am aruncat-o destul de sus. Sper să nu ne aducă ghinion. Jonathan, te rog, nu spune așa ceva. Dar nu mai înțeleg nimic. Eu le-am făcut ziua asta specială. Cum m-au putut arunca așa? Sticla s-a gândit la asta câteva zile, până când... Bună! Ce e acolo? Tinere! În sfârșit! Te rog, du-mă la magazin! Vei primi o recompensă pentru că m-ai găsit? Este doar o sticlă veche, dar poate mamei mele îi va fi de folos. Nu pe aici! Orașul e încolo! Unde vrei să mă duci? Ești un pescar desăvârșit și sticla asta a fost o captură bună, perfectă pentru amestecul meu de ierburi. Aș vrea să fiu iar umplută cu șampanie spumoasă. Nu prea se cere așa ceva pe aici. Și nu se prea cere șampanie nici unde vei fi dusă. Ce se întâmplă? Ce-i chestia asta? Un remediu naturist pentru răul de mare.
Gata. Asta îți va liniști stomacul mâine pe vas. Mersi, mamă. Remediu pentru răul de mare. Și astfel, chiar a doua zi. Oh, uite, proprietarii mei. Poate au venit să-și ceară scuze că m-au aruncat. Te rog, tinere Peter, du-mă la ei, te implor. Oh, ce rost are, nimeni nu ascultă ce spun. Cu bine, Elsa, mă voi gândi la tine tot timpul până mă întorc. Nu au venit pentru mine, nu vor să-mi spună nimic. Sunt prea preocupați de ei. Nimănui nu-i pasă de mine. Pentru că sunt doar o sticlă. Master Plan, închideți trapele. Știi cum se face, domnule Nilsson? Da, domnule. Țineți-vă bine! Nu-l putem ajuta pe omul ăsta, Peter! Ba da, domnule! Am o sticlă cu un medicament de la mama. Bea tot ce ai în cană, dar te rog să ai mare grijă de sticlă. Bine, Peter! Ei bine, cel puțin ei îmi respectă valoarea. Da, cred că mi-a fost de mare folos. Vreau să spun, spre deosebire de Jonathan, care m-a aruncat. Știi ceva, Peter? Sticla aia e ca un medic al vasului. Cine, eu? Sunt ca un medic? Nici măcar nu am terminat medicina. Totuși, toți spun asta, deci așa o fi. Sunt sigură că Jonathan mă recunoaște. Desigur am să-i accept scuzele pentru că m-a aruncat. Numai să găsească el curajul să-mi vorbească. Tot echipajul îmi spune acum medicul vasului. Ceea ce m-a înveselit puțin. Dar noua carieră de medic a sticlei era prea frumoasă ca să și dureze. Deci, medicul vasului se retrage. Oh, nu, vă rog să nu mă mai aruncați. Oh, mersi că mă pui la adăpost de el, Peter, mersi. Dar Jonathan era preocupat de alte probleme mai urgente. Și în câteva ore... Lasă pânzele jos în față și în spate! S-au luptat cu furtuna, dar fără niciun rost. Oh, nu! Ne scufundăm! Normal! Fiecare luptă pentru el! Nimeni nu se gândește la postul lor, medic! Sar, domnule, sar! Salvează-te! Nu-ți poți cere scuze, deci preferi să-mi scrii. Ne scufundăm. Nu mă uita, dragă Elsa. Jonathan. Oh, nu! Iar începe! Nu știu să nu! Sticla nu a aflat niciodată ce s-a ales de echipaj. A tot plutit pe marea învolburată până când a pierdut șirul anilor. Se pare că totuși mă pricep să înot. A plutit și a tot plutit până undeva pe coasta Braziliei. Dar chiar și pentru magistratul locului, cuvintele de pe hârtie nu însemnau nimic și nici prietenii lui învățați nu o puteau traduce. Până când, la câțiva ani de la dispariția magistratului... Nu, nu! Întoarce-te! Nu mă lăsa aici, în întuneric! Oh, e mai rău decât să plutesc pe mare! A spus cineva mare?
Haideți, marinar, ce mări cu trei erați, în lung și în lat, în lung și în lat. Când cerul albastru în larg vă avântați, în lung și în lat. Te rog, cânti melodia asta de 10 ani și dacă mai aud un singur vers, sunt sigură că voi exploda. Asta așa e, tinere, și eu m-am cam plictisit de ea. Ce ne vom face cu un brav marinar, cu un brav marinar? Oh, Doamne! Și astfel, mulți ani la rând, Sticla a stat în acest pod în compania vaporului Cântăreț din Sticlă. Până când, într-o zi, a fost curățat și podul. Când cerul albastru în larg va vântați, în lung și lat, în lung și lat. Toate sticlele au fost trimise la un om de știință. Nereușind să descifreze mesajul, omul de știință a aruncat bilețelul din sticlă. Iar sunt sclipitoare! Asta îmi dă multe speranțe! Poate cineva își va da seama că sunt o sticlă de șampanie! Nu fi sigur, amigo. Individul ăsta transportă cu noi semințe, pe care apoi le vinde foarte scump. Semințe? Semințe? Oh, nu voi mai avea niciodată șampanie! Și sticla s-a pomenit iar pe mare. Dar când vaporul a îndocat, a avut o mare surpriză. Wow! Nu-mi vine să cred! După o lungă pridegie, am ajuns din nou în orașul meu! Ce bine-mi pare! Oh, Doamne! Acum ce va mai urma? Bună ziua! Ce mai faci? O zi bună! Scuzați-mă, voi ce fel de sticle sunteți? Chiar nu-ți dai seama? De șampanie, desigur, ca și tine! Da! Urmează să fim umplute! Nu! Chiar e posibil? Cu siguranță! Sunt folosită în scopul pentru care am fost creată, să fiu sticlă de șampanie. Bine ai venit la noi. Te simți bine? Da, e o zi fericită. M-am întors pe același raft, în același magazin unde mi-am început cariera. Dar de data asta mă voi bucura că sunt o sticlă de șampanie. Nu voi mai regreta nimic. Nu voi mai visa la crame regale și pivnițe. Nu, pur și simplu mă voi bucura că sunt eu. Și astfel sticla a învățat să se bucure de ceea ce este. Până când într-o zi... O sticlă din cea mai bună șampanie, te rog, pentru că astăzi voi sărbători măreția. Nu pot să cred! M-a ales pe mine! Oh, bravo! Sticla asta! Succes! A cui măreție o sărbătoriți săptămâna asta? A mea, desigur! Deci, fiți cu toții cu ochii pe cer astăzi! Veți vedea ceva ce puțini au văzut! În sfârșit a venit clipa! Am fost cumpărată de un nobil pentru a-și serba măreția! E sublim! Ce de lume! Știam eu că așa va fi! E de-a dreptul splendid! Vă mulțumesc tuturor că ați venit să fiți alături de mine la acest zbor măreț! La 350 de metri deasupra solului, voi bea în sănătatea voastră!
pentru zbor, pentru viitor! Tocmai momentul pentru care am fost creată! Oh! Da, într-un final fericit! Acesta e destinul meu! Oh, mamă! 500 de metri! Niciun om n-a zburat mai sus! Pentru zbor, pentru viitor, pentru omenire! Da, pentru șampanie, pentru mine! Controlează-te, tinere! O, nu! Stai! Doar nu vrei să mă arunci și tu pentru noroc! Dacă lovești pe cineva... Numai noroc nu va fi, ce zici? Nu crezi? Nu, nu mai vreau! De ce? De ce? Ce ți-am făcut? În afară de faptul că te-am făcut fericit? Ce mai fi și asta? Uite ce a căzut din cer pentru tine! Ei bine, ești o pasăre norocoasă. Acum ai propriul tău pahar, exact ca păsărelele de la casele bogaților. Asta a fost, pasăre dragă. Acum înțelegi de ce nu cânt? Ce viață plină de suișuri și coborâșuri. De la sticlă de șampanie la un biet ciop de sticlă. De la goală la plină și din nou la goală. De la inutilă la neprețuită și înapoi. Schimbări radicale. Stai puțin, buza aia. Nu se poate. După atâția ani, bătrânica asta e tânăra Elsa de demult. Chiar dacă nu mai am mesajul lui Jonathan, tot am ajuns la ea. Ei bine, păsărică dragă, despre asta merită să cânți! Și astfel, sticla a uitat câți bani a valorat cândva sau cât de înalt era raftul ei din magazinul de vinuri. Și-a dat seama cât de importantă a fost în viața oamenilor. Asta a făcut-o foarte fericită. Au dublat în limba română actorii Sebastian Lupu, Petre Ghimbășan, Ion Ruscuț, Iona Budan, Mirela Corbeanu, Corina Cernea, Marlena Prigoreanu. Traducerea și adaptarea Sanda Ilieș. Regia Ion Ruscuț și Ileana Iurciuc. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea. Abia le poți deosebi, doar că noua mea privighetoare nu e deloc cenușie. E un cântec vrednic de un împărat. Pune-o să cânte singură de data asta. Încă o dată, încă o dată, pune-o să cânte. Fermecător, nu obosește deloc.
Într-adevăr, excelență. În plus, cântă aceeași melodie, așa că știm ce urmează. Da, cealaltă doar inventează pe parcurs. Într-adevăr, excelență. Nu cred că poate fi atât de disciplinată. Ei bine, unde e? Vai, îmi cer scuze, maestate, dar a plecat. A plecat? Unde? S-a întors în pădure, cred. Pasăre ingrată. Da, da, pasăre ingrată. Auzi, ce tupeu. N-aveți motiv de supărare, maestate. Privighetoarea nouă e mult mai bună, nu-i așa? Nu numai că arată mai bine în exterior, dar și în interior. Privind aici, putem admira cu câtă ingeniozitate a copiat omul natura. Nu! A îmbunătățit-o! A făcut-o să se poarte după placul nostru. Pasărea îți va cânta oricând dorești și nu-ți va fi nici când nerecunoscătoare. Mai mult, spre deosebire de cea naturală, funcționarea ei nu ascunde niciun mister. Ai dreptate, privighetoarea nouă e cea mai bună. Într-adevăr. Bravo! Exact cum credeam. A fost cât pe ce. Duminica viitoare o poți prezenta curții, iar cea veche să fie izgonită definitiv din regatul meu. Înțelepciunea excelenței voastre este nemărginită. Ce-ar fi să te întorci la bucătărie? Eu? Dar ce-am făcut? Împăratul și curtea și-au arătat astfel nerecunoștința. Înțelegi acum, bunicule? Da, copilul. Cântă foarte frumos și seamănă mult cu cea adevărată, dar lipsește ceva. Astfel, privighetoarea aurie a fost numită cântăreața iatacului imperial. Până când, un an mai târziu... Privighetoarea mea, ce-i cu ea? Eu habar n-am, excelența voastră. Dar tu ai scris atâtea cărți despre ea. Da, dar am explicat doar de ce privighetorile plăsmuite cântă mai adevărat și nu cum funcționează. Îi convoc îndată pe medicii curții. Poate și pe ceasornicarul palatului? Vestea rea e că s-a uzat și că ar fi bine să cânte doar o dată pe an, domnule. Iar vestea bună? Poate niște bucățele lucioase? Au trecut 5 ani. O mare mâhnire a cuprins întreaga împărăție. Lipsit de alintarea privighetorii aurii, dragul nostru împărat s-a îmbolnăvit grav și își va da fără îndoială ultima suflare. Păcat! Cu câteva mici excepții, era cum se cade. De-ar mai rezista încă puțin. Se spune că succesorul lui are doar 7 ani. Ceea ce înseamnă că ne așteaptă vremuri interesante. Și totul datorită unei jucării defecte. Mă întreb... Să-ți
spitalele clădite pentru săraci și oasele rupte când se călcau în picioare din porunca ta. Oh, nu! Cântă, privighetoare aurie, cântă pentru darurile cu care te-am copleșit, cântă, pasăre ingrată, cântă! Timpul să-ți amintești faptele tale bune și pe cele mai puțin bune. Păi, de unde era să știu că se vor călca în picioare? Eu n-am vorbit serios, am glumit doar. Oh, unii oameni nu au simțul umorului. Să plecăm, copilul. Nu vrea să audă și nu-mi vinovățesc. Încă puțin, bunicule, te rog. Privighetoare-o, privighetoare-o, împăratul are nevoie să-i cânți. Toți avem nevoie. Nu vorbești prea mult, nu-i așa? Ce-ar fi să jucăm șah ca să treacă timpul mai repede? Oh, ce mai aștepți? Sfârșește odată și ia-mă cu tine cât mai curând. Nu zici nimic? O, privighetoare, ești chiar tu? Oh, mulțumesc! Mulțumesc! Oh! 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 Ah. Te-aș putea răsplăti. M-ai răsplătit deja, înălțimea ta, prin lacrimile pe care le-ai vărsat când ți-am cântat prima dată. Sunt ca niște juvaiere care îmi înveselesc inima. Rămâi cu mine, privighetoare. Am să zdrobesc în mii de bucăți acea pasăre mecanică. Nu face asta. Și-a dat silința, așa că ai grijă de ea. În plus, nu-mi place să trăiesc într-o colivie. Dacă nu zbor în libertate, cântecul meu își pierde veselia. Nu te îngrijora, am să-ți cânt ori de câte ori voi putea. Am să-ți cânt despre viața oamenilor dincolo de palatul și grădinile tale frumoase, despre pescar și despre fata de la bucătărie. Am să-ți cânt despre toate faptele bune făcute în numele tău și despre pedepse. Dar promite-mi un singur lucru. Orice! Nu spune nimănui că ai o privighetoare care îți destăinuie totul. Va fi mai bine așa. Pregătiți-vă pentru ce e mai rău. L-am auzit pe împărat vorbind singur în toiul nopții. Medicii spun că e un semn sigur că s-a terminat. Nu fi așa sigur. Am auzit privighetoarea cântând. Bună dimineața! E o zi minunată, nu-i așa? Tu de ce nu ești surprinsă să mă vezi? Mi-a spus o păsărică? Chiar așa? Ce coincidență! Într-o zi îmi vei arăta unde locuiește, da? Știi ceva? N-am mai fost la o plimbare de alte zile! Să știți, e o poveste adevărată.
Sticluța. Lucruri obișnuite pe care nici nu le observăm pot juca un rol important în viața noastră. Chiar și paharul din care o pasăre bea apă, făcut din gâtul unei sticle vechi sparte. Ah, da, da, pasăre, cântă un tril frumos. Dar ce motiv am eu să fiu fericită? Pentru că la viața mea am zburat sus doar ca să dau de vremuri grele și să fiu spartă. Haide, haide, frumoasa mea, îți place noul tău pahar, nu-i așa? Nu am fost tot timpul obiată sticla spartă, să știi. Era mult mai utilă. Am fost creată cu ajutorul focului, aerului și a nisipului lichid. Bună, eu sunt o sticlă de bere, mă bucur să vă cunosc. Salut. Iar eu una de lapte. Bravo ție. Eu sunt sticla de tuse. Încântată. Ai o formă ciudată, ce fel de sticlă ești tu, ha? Nu știu încă, dar muncitorii au spus să fii atenți cu mine, pentru că eu sunt destinată pentru o ladă specială. Nu mai e. Uită-te la ea. Să o împingem de pe raft. Nu va mai fi specială, nu-i așa? Vă rog, îmi cer scuze. Sigur, nu-și va mai da aere. Prea târziu. Era cât pe ce. Te pun într-un loc mai sigur, ca nu cumva să pățești ceva. I-am făcut-o. Dar nu înțeleg, de ce nu le place de mine? Ce e rău în a fi pus într-o cutie specială? Și astfel, sticla a fost pregătită pentru a ajunge în pivnițele de vin. Bună ziua tuturor! Ce mai faci? E o zi foarte frumoasă, nu? Sticlele astea sunt pe gustul meu! Da, înțeleg! E șampanie! Ce senzație plăcută și spumoasă! Cred că în curând vom ajunge în pivnița unui nobil! Sau de ce nu? Poate chiar în crama regală! Da, e splendid! Ce noroc pe noi! Vedeți cum strălucește soarele prin noi, făcând bulele să lucească precum bijuteriile. În cele din urmă, sticlele au ajuns într-un magazin de vinuri. Da, cred că ne va plăcea aici. Fiți atente, a venit deja un client. Da. Și vrea să mai ia. O sticlă excelentă. Un vin excelent, îl iau. Rămâneți cu bine! Cu bine! Adio! Mult noroc! Ei, bine! Nu e grozav să fii în sfârșit apreciată? Poate și eu voi fi vândut de unui conte. Cine știe? Poate chiar regelui! Bună ziua, Heinrich! Ce mai faci, dragul meu? Bine, mersi, Carl! Spune-mi cu ce te pot ajuta? Păi... știu că ar trebui să țin totul secret, draga mea fiică Elsa se logodește mâine cu prietenul ei, deci aș dori să-mi dai cea mai bună sticlă de șampanie pe care o ai. E minunat, de noi e vorba. Dar e comerciant, nu glumă. Felicitări pentru fericitul cuplu. Dar spune-mi, ești sigur? Nu uita că cea mai bună șampanie e foarte, foarte scumpă. Da, suntem mai scumpe decât și-ar putea el permite. Da, nu pare să aibă sânge albastru în el. Uite-l că vine, știți ce aveți de făcut.
Mă cunoști, Heinrich? Nimic nu-i prea bun pentru Elsa, chiar dacă uneori trebuie să mai strâng cureaua, știi tu? E ciudat. Știi ceva, Carl? Ai fost tot timpul un client bun. Nu, nu! Ia altă sticlă! Ăsta e un vin foarte rafinat, dar m-am gândit. Ție să-ți fac o reducere. Oh, nu! O vinde ieftin și încă unei persoane obișnuite. Mersi, Heinrich, îți rămân dator. Elsa e o fată grozavă. Vă doresc o zi minunată. E foarte înjositor. Celelalte sticle mi-au spus că are o casă mult mai urâtă. Decorul e chiar frumos. Într-un fel provincial, desigur. Oh, și Elsa pare o fată drăguță, chiar dacă nu e prințesă de viță. Oh, ce se întâmplă? Hei, hei, e întuneric aici! Oh, în sfârșit! A fost groaznic să stau închis în coșul ăla. Ah, deci așa stă treaba. Elsa chiar îi place de ofițerul ăsta. Cred că și lui îi place de ea. Ce se întâmplă? Oare ce fac acolo? Oh, Doamne! Vine înapoi! Doar nu s-o fi întâmplat să-i ceară mâna. Mamă! Tată! Am o veste bună! Jonathan m-a cerut de soție. O nuntă? E minunat! Sunt ce emoționată, mamă! Sunt foarte emoționată! Așa un băiat bun! De ce plânge toată lumea? Dragă Elsa, suntem atât de fericiți! Eu am o surpriză! Uitați-vă ce am aici! Deci pentru asta am fost făcută! Să-i ajut pe oameni să sărbătorească o nuntă! Îți doresc o zi fericită! Să nu uitați clipa! Da! Uitați-vă! Nu mai pot de fericire! Celelalte sticle au înțeles greșit! Felicitări! Ura! Pentru Elsa și Jonathan, toată fericirea din lume! Viață lungă și fericire! Oh, ce drăguț! Oh, nu! Acum plâng și eu! Deci așa se întâmplă când ești prea fericit. Aha! Deci spuneți-mi, când e fericita zi? La primăvară, când mă întorc din călătorie. Dar vaporul e rapid, poate și mai devreme. E ciudat! Dintr-o dată mă simt goală. S-a făcut cam frig, să mergem acasă. Haide, Jonathan, doar cunoști tradiția. Cu cât o arunci mai sus, cu atât ai mai mult noroc. Tradiție? Ce tradiție? Hei, nu mi-a spus nimeni de asta. Nu, stați! Nu vreți să mă țineți amintire! N-am văzut creanga aia. N-am aruncat-o destul de sus. Sper să nu ne aducă ghinion. Jonathan, te rog, nu spune așa ceva. Dar nu mai înțeleg nimic. Eu le-am făcut ziua asta specială. Cum m-au putut arunca așa? Sticla s-a gândit la asta câteva zile, până când... Bună, ce e acolo? Tinere, în sfârșit, te rog, du-mă la magazin. Vei primi o recompensă pentru că m-ai găsit?
Este doar o sticlă veche, dar poate mamei mele îi va fi de folos. Nu pe aici. Orașul e încolo. Unde vrei să mă duci? Ești un pescar desăvârșit și sticla asta a fost o captură bună, perfectă pentru amestecul meu de ierburi. Aș vrea să fiu iar umplută cu șampanie spumoasă. Nu prea se cere așa ceva pe aici. Și nu se prea cere șampanie nici unde vei fi dusă. Ce se întâmplă? Ce-i chestia asta? Un remediu naturist pentru răul de mare. Gata. Asta îți va liniști stomacul mâine pe vas. Mersi, mamă. Remediu pentru răul de mare? Și astfel, chiar a doua zi. Uite, proprietarii mei. Poate au venit să-și ceară scuze că m-au aruncat. Te rog, tinere Peter, du-mă la ei, te implor. Ce rost are, nimeni nu ascultă ce spun. Cu bine, Elsa, mă voi gândi la tine tot timpul până mă întorc. Nu au venit pentru mine, nu vor să-mi spună nimic. Sunt prea preocupați de ei. Nimănui nu-i pasă de mine. Pentru că sunt doar o sticlă. Master Plan, închideți trapele. Știi cum se face, domnule Nilsen? Da, domnule. Țineți-vă bine! Nu-l putem ajuta pe omul ăsta, Peter? Ba da, domnule. Am o sticlă cu un medicament de la mama. Bea tot ce ai în cană, dar te rog să ai mare grijă de sticlă. Bine, Peter. Ei bine, cel puțin ei îmi respectă valoarea. Da, cred că mi-a fost de mare folos. Vreau să spun, spre deosebire de Jonathan, care m-a aruncat. Știi ceva, Peter? Sticla aia e ca un medic al vasului. Cine, eu? Sunt ca un medic? Nici măcar nu am terminat medicina. Totuși, toți spun asta, deci așa o fi. Sunt sigură că Jonathan mă recunoaște. Desigur am să-i accept scuzele pentru că m-a aruncat. Numai să găsească el curajul să-mi vorbească. Tot echipajul îmi spune acum medicul vasului. Ceea ce m-a înveselit puțin. Dar noua carieră de medic a sticlei era prea frumoasă ca să și dureze. Deci, medicul vasului se retrage. Nu, vă rog să nu mă mai aruncați. Mersi că mă pui la adăpost de el, Peter, mersi. Dar Jonathan era preocupat de alte probleme mai urgente. Și în câteva ore... Lasă pânzele jos în față și în spate! S-au luptat cu furtuna, dar fără niciun rost. Nu! Ne scufundăm! Normal! Fiecare luptă pentru el! Nimeni nu se gândește la postul lor, medic! Sar, domnule, sar! Salvează-te! Înțeleg! Nu-ți poți cere scuze, deci preferi să-mi scrii! Ne scufundăm! Nu mă uita, dragă Elsa! Jonathan! Înainte de a fi uitată, palatul împăratului era cel mai frumos din lume. Era clădit în întregime din cel mai scump porțelan.
să le observe toată lumea, de florile rare erau atârnați clopoței de argint. Grădina împăratului era atât de mare încât nici măcar grădinarul nu știa până unde se întinde. Micuța noastră prietenă privighetoarea, cântecele ei sunt atât de simple și de vesele, încât până și grădinile împăratului par monotone. Bunicule, spui asta în fiecare seară. Pentru că așa e în fiecare seară. În sfârșit mi-a venit inspirația. Am găsit un poem demn de îndrăgitul împărat al Japoniei. O poezie care spune totul. Împăratul Chinei n-are comoară mai de preț decât cântecul privighetorii. Ei bine, ce crezi? 3 rânduri întregi în mai puțin de 8 ani. Te-ai întrecut pe tine însuți. Învățați din toată lumea scriau cărți despre palatul și minunatele grădini ale împăratului Chinei. Dar privighetoarea era înfățișată mai presus decât toate. Poeții slăveau în versuri cântul ei melancolic. Cărțile s-au răspândit în lumea întreagă. Și în cele din urmă, palatul împăratului Chinei e o minune a lumii. Bine, da, bine. Cartea pe care mi-a trimis-o împăratul Japoniei e încântătoare. Paș! Ah, o poezie. Împăratul Chinei. Nu există în toată lumea comoară mai de preț decât cântecul privighetorii. Privighetoare? Ce privighetoare? Există așa ceva în grădinile mele? Ei, răspundeți-mi! Acum, de nu vă calc în picioare! Această așa zisă privighetoare nu s-a înfățișat niciodată la curtea noastră, maestatea voastră. Totuși, șambelane, împăratul Japoniei spune că am o comoară, iar eu nu știu nimic. Paj! Trântește cartea pentru ca nemulțumirea mea să fie evidentă. Așa. Privighetoarea va cânta pentru mine astă seară. Altminteri, întreaga curte va fi călcată în picioare. Iar mai apoi și voi veți fi călcați în picioare. O pedeapsă foarte mărinimoasă, maestate. Dar nu va fi necesar. Voi căuta privighetoarea aceasta legendară și o voi aduce diseară. Chiar de-ar fi să ne pierdem viața, eu și toți curtenii. E zadarnic. Am căutat în tot palatul. Asta e atunci, îmi căptușesc haina cu lână de iac. Nu, flanele din păr de yeti, 4 straturi. Doar așa putem scăpa teferi și nevătămați. Și totul datorită unei păsări inexistente născocite de un poet japonez. Cine a auzit de o privighetoare? E ridicol. Absurd, fără noimă. Scuzați-mă. Am
am spus, scuzați-mă. N-ai auzit ce a spus șambelanul? A spus... Am auzit, dar p nu înseamnă nimic, nu-i așa? Nu înseamnă nimic, cum să nu... Tu înseamnă totul, înseamnă, de exemplu, noi suntem nobilii de la curte. Iar tu ești o biată servitoare. Ca atare, nu voi catadixi să-ți vorbesc. Ia-ți tălpășița, că de nu... Așadar... Tu... Cum poftiți? Credeam că vreți să aflați despre privighetoare, asta-i tot. Cum? Privighetoarea, o cunosc... O ascult în fiecare seară împreună cu bunicul. Micuță slujitoare, vrei să ne duci la privighetoare? Poate. Ați fost nepoliticoși. Până și niște bieți bucătari știu să fie politicoși. Atunci eu... Îmi cer scuze. Am avut o zi grea. Ei bine, privighetoarea asta... Mi-au spus tu... În față. Curteni, călcați-vă în picioare ca să arătați că vă pare rău. Cum? Nu, nu, stai! Cu saboții speciali și fără tunici căptușite. Acum! Oh, da, excelența voastră. Au, 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 spatele! Au, rinichiul! Ei bine, micuțo, privighetoarea, te rog, condu-mă, viitorul tău în acest palat este asigurat. Oh, acolo e privighetoarea. Ce voce puternică la o vietate atât de mică. Desigur, știam eu că i-am mai auzit cântecul. Oh, e o vacă zăpăciților. Mai avem de mers. Ah, asta e privighetoarea și ce frumos cântă. Da, sublim. Aidoma clinchetului unor clopoței. Nu, astea sunt broaște. Să nu-mi spuneți că voi, nobilii curții, nu v-ați mai plimbat niciodată. Până și eu am știut asta. Păi da, și eu. Am spus privighetoare? Voiam să spun broaște, desigur. Acolo e, ascultați, sus! Cum? Pasărea cenușie? E de-a dreptul banală! N-ar trebui să judeci după înfățișare. Privighetoare, scuză-mă că te deranjez, dar împăratul vrea să-i cânti. Vai, n-am auzit niciodată așa ceva. Bravo, ura, bravo, ura! Privighetoare! Privighetoare, dragă! Împăratul va fi fermecat de cântul tău. Te rog, vino diseară la curte să-i cânți împăratului. Oh, 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 oh. E cel mai frumos cântec pe care l-am auzit vreodată, privighetoareu. Drept răsplată, îți dăruiesc un condur de aur pe care îl vei purta la gât. Oh, nu, mulțumesc! Am văzut lacrimi în ochii împăratului și asta e cea mai mare răsplată. Privighetoarea a avut un succes formidabil. Toate doamnele de la curte au încercat să o imite, cântând în timp ce făceau gargară. Și dacă se întâlneau doi curteni? Privighetoare! Ah.
Deși e preferata împăratului, nu pare prea fericită, nu-i așa? Poate e dor de casă. Păi, nu e foarte amuzant să iasă afară doar de două ori pe zi. Iar panglicile o împiedică să zboare. Orice ar fi, draga mea, colivia de aur, tot colivie rămâne. Cântecul ei e mai frumos în pădure, așa cum florile sunt mai frumoase fără clopoței. Încă un dar din partea împăratului Japoniei, excelența voastră. Oh! Aici scrie: privighetoarea împăratului Japoniei este ștearsă față de cea împăratului Chinei. Oh, n-aș zice. Priviți toate safirele și rubinele astea. Minunat! Cântă unul din cântecele privighetorii mele. Pune-le să cânte împreună. Va fi un duet perfect, încântător. La un os undeva, știi, așa, fără obligații. Mi-ar plăcea. Oh, super! Știu, e doar prima noastră întâlnire, dar diseară e lună plină și poate ai chef de urlat puțin. Știu unde găsim locuri foarte bune. Câinele a aflat de la prietenul său că, indiferent cât de scurt ar fi, viața fără dragoste nu e viață. Greierele. Oh! A fost odată un greiere căruia îi plăcea să vorbească despre sine în cântecele lui. Ura! Bravo, bravo! Ura! Da. Ura! Nu poți uita zilele din armată. Disciplină, instrucție, prieteni. Da, sigur că da. Am auzit asta de 500 de ori. Da, ce vremuri bune. Am fost campion la sărituri de 6 ori la rând. Cum să uităm? Sunt convins că și acum ești cel mai bun săritor din pădure. Da. Ba, nu e. Cine a spus asta? Un civil? Eu sar mai sus ca tine oricând. Mă provoci, domnule? Da. Bine, atunci accept. Un concurs? Oh, ce palpitant! Sărituri, a? Și eu sar. Da, tu cine mai ești? Mi se spune gândacul. Tu nu ești din pădure. De unde ai putea fi? De pe aici. Oh, un străin. Dacă știi să sari, dovedește. Vă înving pe amândoi la sărit. Ei, ce spui de asta, domnule? Accepți provocarea? Dacă accept, sigur. Oh, ia te uită, un concurs în trei. Oh, e foarte palpitant. Ah!
de sărituri? Grerele, puricele și gândacul. Gândacul? Oh, ce palpitant! Într-adevăr! Grerele, puricele și un străin? Gândacul, maestate. Oho, un concurs internațional. Trebuie să ofer un premiu. Cel ce sare cel mai sus în regatul meu primește o cupă de rouă, o ploaie de petale. Oh, mâna! Mâna fiicei mele! Maestate, nu cred că... Ai dreptate. O ploaie de petale și mâna fiicei mele. Nu se poate să concureze degeaba viteșii aceștia. Să trimiteți sol peste tot. Celui care sare cel mai sus în regat. Aș fi tare încântat să câștig mâna prințesei. Ești foarte sigur pe tine, greiere. Păi m-am antrenat în armată, dacă nu știai asta. Celui care sare cel mai sus în regat. Sânge regal, ha? Tocmai ce-i trebuie unui campion la sărituri. Sigur că vei câștiga, ești foarte talentat. Da, am să sar în jurul acestor țopăitori. Celui care sare cel mai sus în regat. Oh, e minunat, nu-i așa, gândacule? Oh, nu vorbești prea mult, nu? Cândva vorbeam. Dar ce s-a întâmplat? Nu m-a ascultat nimeni. Dar noi te ascultăm. Asta pentru că acum nu mai vorbesc. Oh? Mâna prințesei pentru căsătorie. Oh. 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 Am auzit că întreaga pădure freamătă din cauza premiului vostru, maestate. Excelent! E cel mai palpitant concurs din totdeauna. Pot să vă întreb, maestate, ce părere are prințesa despre căsătorie? Dar, draga mea, învingătorul va fi cel mai bun săritor din lume. Nu! Am spus nu! Nu! Oh, ești încântată, știu, și eu sunt. Am spus nu! Nu! Nu mă asculți niciodată. Te ascult, serios, haide, ce spui? Am spus nu! Nu mă ascultă nimeni niciodată! Eu te ascult, fiica mea! Hop, 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 hop! E ziua cea mare! Ce palpitant trebuie să fie! Hop! Cum te simți? Într-o formă excelentă, bătrâne! Oh, e ziua cea mare! Ce palpitant! Hei, trezește-te! Sunt treaz, nu trebuie să mă agit. Câștig și în somn dacă vreau. Oh, e ziua cea mare! Ce palpitant! Cum te simți? Nu ești foarte încrezător. Liniște, liniște, faceți liniște, maestatea sa, regele. Mulțumesc, mulțumesc. Și acum, permiteți-mi să vă prezint pe cea mai frumoasă zână din pădure, fiica mea, premiu! Bravo, bravo! Așa e! Să înceapă concursul și să vedem cine sare mai sus în acest regat. La piatra de start, primul concurent e puricele. Oh, începe concursul! Haide, haide! Maestate? Nu mă lua în seamă. Începe când vrei. Sunt gata oricând. Nu clipiți, altfel pierdeți totul.
Un nou record personal, un nou record. A sărit cumva? Maestate. Sigur. Sigur că am sărit. Tu nu ai văzut? Unde a sărit? Eu sunt arbitru și rege și, păi, în caz că ai sărit, îi acord 3 puncte din 10. 3 din 10 pentru Purice. Nu, nu se poate. Săritura aia a fost de 11 puncte. Oh! Animale ignorante și nesăbuite. Următorul concurent la piatra de start, greierele. Omagiile mele, maiestatea voastră, rege al pădurii. Eu ce am? Sunt invizibilă? Atunci când ești gata... Domnule, instruirea militară te face să fii mereu gata. Maiestatea voastră, îmi pare nespus de rău. Câtă nepolitețe! Foarte palpitant, dar trebuie să te penalizez. 2 puncte pentru greiere. 2 din 10 pentru greiere. Îmi este foarte rușine. Următorul concurent la piatra de start să vină acum gândacul. Când ești gata? Cel puțin cineva nu m-a ignorat. Cea mai înaltă poziție din regat e cea ocupată de fiica mea, care e cea mai prețioasă făptură pentru mine. Gândacul a sărit cel mai sus, 10 din 10 pentru gândac. Gândacul este învingător. Ce? Nu-mi vine să cred una ca asta. De unde ai știut? Sunt un bun ascultător. Un singur lucru ne rămâne de făcut. Să ne ducem în legiunea străină. Ce? Greierele zice că în armată se găsește întotdeauna un loc pentru un săritor. Din fericire, am învățat în armată și să pierd, amice. Iar tu ești cel mai bun cântăreț din pădure, greiere. Da, mi-am antrenat vocea în armată, dacă nu știai asta. Știu că povestea e adevărată pentru că am auzit-o în cântecul greierelui. De multe ori auzim ceva interesant, dacă ascultăm cu atenție. Privighetoarea. Această poveste s-a întâmplat în China. Cu mulți, mulți ani în urmă. Tocmai de aceea merită să o ascultăm în aici.
povestitorul Andersen. De zăpadă. Da, începe să se facă foarte frig, dar când vine frigul adevărat, poate fi cu adevărat magic. Dă-mi voie să-l iau eu. Așa. Nu acolo, bine, dincolo. Oh. Cel mai important lucru. Oh. De ce e cel mai important lucru? Ca să poată face asta. Mă faci să mă simt tulburată. Îmi acorzi acest dans? Sigur că da. Amorezi, ia uită-te la ei. Mereu merg împreună, se țin de lăbuțe, sunt îndrăgostiți. Te face să latri. Dar sunt frumoși. Sunt atât de fericiți. Te rog să vedem cât de fericiți ar fi dacă ar fi înghesuiți în aceeași cușcă și dacă ar trebui să bea apă din același vas. Treci înapoi în cușca ta. Dacă își imaginează că mă poate păcăli să împart vasul cu ea, înseamnă că latră unde nu trebuie. Amorezii spuneau că sunt tulburați. Ce înseamnă tulburați? E atunci când ți-e cald și frig în același timp. Oh, dar ce înseamnă cald și frig? Frig e, tu ești frigul. Iar cald e, mă rog, vei afla tu când va da soarele peste tine. Știi multe, nu-i așa? Da, eu știu totul. Am umblat mult. Serios? Pe unde ai umblat? Știi tu, prin păduri și pe câmpii. Și cândva locuiam în casă, dar m-au alungat pentru că am mușcat-o pe stăpână. La ce se așteptau? Doar sunt un câine și ei spuneau mereu că are picioare de vită. Ce înseamnă casă? Aia e casă. E ca o cușcă, dar are sobă. A, soba... Mereu e plină cu jar iarna și vara și poți să te întinzi în fața ei și miroase foarte frumos. Sună foarte bine. Se vede de aici, pe fereastră. Da? Nimic nu e mai plăcut decât să te întinzi în fața sobei. E foarte frumoasă. Hă? Câtă frumusețe, ce aură, e radiantă. Trebuie să fiu cu ea, dar sunt înghețat aici și nu pot să plec. E foarte bine. Știi ce se poate întâmpla dacă un om de zăpadă atinge o sobă? Cred că se... Exact. Tulbură. Ce? Nu! Da, cald și frig în același timp. Se tulbură în tocmai ca și amorezii. Nu-mi vine să cred! Dar așa era. Omul de zăpadă se îndrăgostise lulea de sobă.
Încetează, nu mai pot. Nu pot să nu o iubesc. Mă face să mă simt... nu m-am simțit niciodată așa. Te-ai născut abia azi după amiază. Am să stau treaz toată noaptea ca să-i văd frumusețea. Jalnic. Mă duc la culcare. Cu bine. Oh. Ești aici? Nu-mi vine să cred. Îmi acorzi acest dans? Sigur. Mă simt tulburată. Și eu. Încă o zi, încă o gheață în vasul meu. Vezi-ți de drum, haide! Cred că m-a țipit. Nici nu mă mir după o noapte de dans neîntrerupt. De dans? Da, azi noaptea a venit iubita mea Soba și am dansat ore în șir. Și eu care credeam că nu e nimic mai caragios. E o dansatoare minunată. Băiete, a fost un vis, ce-ai imaginat? Ba nu, am fost tulburat și ea la fel. Și acum sunt tulburat, iar ea, a dispărut. Sigur că a dispărut. Doar te-ai trezit? Nu, nu e în casă. A dispărut. E gheață. Crede-mă, Soba e tot înăuntru. Dar nu o pot vedea. Și spunem, cum să-i admir frumusețea dacă nu o pot vedea? Calmează-te. Se va topi în câteva ore. Abia aștept. Trebuie să o văd. Sunt îndrăgostit de ea. Ba nu ești. Ba sunt. Știu că sunt, pentru că dacă nu o văd, mă simt groaznic fără ea. Fii serios, termină. O iubesc atât de mult. Bine, te cred. Nu mai plânge, da? Trebuie să o văd. Bine, bine. Am să ling eu fereastra. Dar oprește-te din plâns. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Uite, câinele și-a lipit limba de sticlă înghețată. Mă duc după apă caldă. Bietul de tine, nicio grijă, te salvăm noi. Ești mulțumit? Mulțumesc, mulțumesc. Ești un prieten bun. Eu și Soba nu te vom uita niciodată pentru asta. Uite, acum o pot vedea. E frumoasă, cum a fost și aseară. Sunt incredibil de fericit și mă simt iar tulburat. Chiar te simți atât de fericit doar dacă te uiți la ea? Nu doar faptul că mă uit la ea mă face fericit, deși sunt foarte fericit. Faptul că sunt îndrăgostit de ea mă face cea mai fericită făptură din lume. Ești foarte fericit. Și astfel, omul de zăpadă își petrecea zilele privind Soba, iar nopțile dansând cu ea. Asta până când vremea se schimbă brusc. Ah,
Încă o zi, încă o gheață topită? Ah, a venit dezghețul. Oh, omul de zăpadă. Oh. Oh, bună dimineața. Neața, cum te simți? Minunat. Aseară soba a fost atât de frumoasă încât sunt mai tulburat ca niciodată. Nu cred că din cauza asta ești tulburat. Oh, ba da. În fiecare seară sunt tot mai îndrăgostit. Azi mă simt de parcă aș putea pluti la nesfârșit. Ești trist, cuțule? Bietul meu, prieten, ce este? Nimic. Adică... nimic. Sunt atât de fericit încât aș vrea să împărtășesc totul cu tine. Mă bucur că ești fericit. Mi se pare foarte ciudat cum s-a stins focul din sobă fără niciun motiv. Noroc că s-a mai încălzit vremea. Da, dar uite, omul de zăpadă a dispărut. Poftim agrafa. Și fularul tău. Dar ce e chestia asta? E lopățica pentru curățat soba. Așa se explică. Omul de zăpadă a fost construit pe lopățică. Nu înțeleg cum a ajuns aici. Sunt sigur că aseară era pe sobă. E un mister. Nu este. E adevărat. Chiar că e ciudat. Nu pot să-mi explic cum s-a întâmplat. Tu poți? Nu, totul pare misterios. Văd că a dispărut prietenul tău. Da. Ce trist. El nu era trist, era fericit. Era... Hei, oare nu ai vrea să ieșim